Poliția locală Buzău anunță că a efectuat până la data de 18 iulie mai multe verificări în zona rampelor și platformelor de gunoi, cât și pe traseele de colectare a deșeurilor reciclabile de pe raza municipiului Buzău. Pentru neregulile constatate au fost aplicate un număr de 217 sancțiuni contravenționale, fiind ridicate un număr de 13 vehicule trase ori împinse, în vederea confiscării și cantitatea de 86 de kilograme de peturi și 10 kilograme de aluminiu. În baza planului comun de acțiune încheiat între Poliția Locală Buzău și RER Sud, în vederea monitorizării activității de colectare selectivă în zona de case și blocuri din municipiul Buzău și implicit în vederea luării măsurilor legale ce se impun în perioada 9-13 iulie, au fost desfășurate activități punctuale, fiind constatate un număr de 16 sancțiuni contravenționale și s-au ridicat în vederea confiscării 23 de kilograme de deșeuri reciclabile, în special peturi. În urma activităților desfășurate cu reprezentanții RER Sud, polițiștii locali din cadrul compartimentului Protecția Mediului au verificat până la această dată un număr de 364 de agenți economici sau persoane fizice pentru a stabili dacă dețin contracte cu firma de salubrizare. Au fost aduse la cunoștința operatorului de salubritate licențiat pe raza de competență încă de la începutul lunii mai 2018 problemele privind securizarea containerelor destinate deșeurilor reciclabile, cât și modul sau programul de colectare al acestora. Se arată într-un comunicat de presă al poliției locale. Polițiștii locali fac apel și la cetățeni și le solicită ca atunci când constată încălcarea unor norme ce intră în competența poliției locale să apeleze dispeceratul instituției la numărul de telefon 0238 955.